Aproape 90.000 de lei de la bugetul local vor intra peste două zile în contul unităților de învățământ preuniversitare de stat din municipiul Deva. Acești bani sunt alocați de către municipalitate pentru plata burselor de ajutor social aferente lunilor iulie și august. Miercuri 8 iulie, primăria municipiului Deva va viera în conturile celor 9 unități de învățământ preuniversitar de pe raza localității suma de 89.600 de lei. Acești bani reprezintă plata unui număr de 896 de burse de ajutor social pentru elevi, cuantumul uneia fiind de 100 de lei pe lună. În total, în anul școlar 2019-2020, primăria municipiului Deva acordă de la bugetul local aproximativ 20.000 de burse școlare în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Criteriile de acordare a burselor, indiferent de categorie, se stabilesc anual de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ în raport cu integralitatea efectuării de către elevii a activităților școlare. Conform legislației în vigoare, bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare.